Pasta bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Culinaria și în această dimineață live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Cu ce ne surprindeți, colegi? Astăzi avem idei de aperitive. Și un aperitiv foarte ușor de făcut și care se poate transforma și în gustare, chiar în pachetel, în anumite situații, este pe bază de tortilla. Tortilla, da. Tortilla care acum se găsește și la noi în absolut orice magazin, noi îi spunem lipie. Diferența între tortilla și lipie e că tortilla are un singur strat, pe când lipia are întotdeauna două straturi și automat e ceva mai... Și lipia poate să fie din făină de grâu, în timp ce tortilla poate să fie din făină de porumb. Corect. Da, dar merg amândoi. Dar există tortilla și din făină de grâu și din făină integrală. Acum e chestiune de gust. Deci o lipiuță subțire, asta este baza. Tortilie folosești. E o, ca o clătită subțire. Subțire, făcută din făină și sărată. Și acum, cu această tortilla ne putem juca în fel și chip cu tot felul de umpluturi. După care o rulăm ca pe o clătită, adică îndoim capetele. Ce faci tu acum? Și o rulăm, o tragem în folie alimentară, o lăsăm 30 de minute la frigider. Ca să prindă formă și după aia o tai. Prindă formă și după aia o tai rondele și faci aperitive. Sau o iei ca atare și o halești dacă ți-e foame. Faci soldăței. Bine, dacă ți-e foame, nu mai bagi la frigider. Deci ai făcut-o și ai ras-o. Sau poți să faci cu ea și un pachetel pentru la serviciu sau pentru la școală. Și acum să trecem la umpluturi. Deci toate au la bază tortilia, nu mai luăm de la fiecare să ia tortilia, nu știu. Gata, domnule, am înțeles zi odată că ne omori. Cea mai simplă. Ah. Unt, dacă are trebuie să stea afară să fie moale. Da? Da. Și ungi bine tortilia cu unt. Orice îi pune, nu trebuie pus excesiv de mult, că altfel îți dă pe afară când o rulezi, da? Deci din toate, cu bun simț. Chiquitito. Chiquitito. Unt. Cașcaval de sandwich de ăsta de la că e foarte bun, că e feliat subțire, că asta trebuie, da? Deci cantități mici. Ăsta e și foarte maleabil, cașcavalul ăsta de la Delaco, da? Șuncă de Praga sau de pui. Da. Îți trebuie o șuncă un pic mai apoasă aici. Da. Pentru că e cașcavalul uscat, da? Baby spanac. Da. Și ardei gras. De altfel, veți vedea, ardeiul gras este omniprezent în tortilla, e foarte potrivit, tocmai pentru că nu băltește. Da, nu lasă zeamă și atunci e foarte bun și dă și culoare și puțin crunch. Crunchy. Da? Mai avem o variantă cu humus. Cu humus? Da. Cum? Bun asta. Humus. Pe tortilla, pac. Pe tortilla. Așa? În strat un pic mai grosus, totuși, pentru că e ingredient de bază și unul dintre puținele în varianta asta. Rondele de măslină. Ok. Ardei capia copt. Da. Și puțin, dacă îți place, ardei iute. Da, neapărat ardei iute. Sau mai poți să pui, dacă îți place de asemenea, fulgi de migdală. Da, bună asta. Mai degrabă că poți să faci humusul când ți-l prepari, dacă ți-l prepari tu. Prepari tu. Dacă nu, poți să iei humus gata făcut și adaugi boia iute înăuntru, sau paprika, sau praf de chili. Și amesteci. Și atunci, și atunci fulgi aia de migdale, devin crunchy. Am și o idee. Sunteți amatori, iartă-mă să închei, de humus, eu vă recomand zatarul. Zatarul e un amestec de condimente arăbesc, care merge de minune cu humusul, îi dă o savoare excepțională să-l amesteci bine cu ulei și cu zatar. Spuneți-mi. Am și o idee. Deci, tortilla, după care rucola, pe deasupra un strat de rucola, brânză pentru grătar, friptă. Deci, halumi. Halumi, da. De la cum face și halumi, pe care pui dulceață de ardei iute. Ai. Înțelegi? Bun. Asta, rucola cu halumi și cu ardei iute. Și Da. Hai, mă. Și poți să faci așa, de fapt. Tortilla, rucola, prosciutto cotto, deci nu de la crud, șuncă coaptă. Coaptă, da. Da? Halumi fript cu dulceață de ardei iute rulat. Bombă. Niam, niam. Mai e o variantă în care pe tortilla pui cremă pufoasă de Laco. Da. Jambon. Aici trebuie să fie mezelul mai uscat, că ea e crema aia, e un pic mai apoasă. Jambon de porc sau de curcan, ardei gras și salata iceberg. Hai să-ți mai dau. Mai zi. Puton. Asta exact, ai să râs, mă gândeam la sardină, dacă poți să faci ceva cu sardină. Ton. Ton în conservă de la în suc natural, în e ud suc rău. Propriu. Și eu zic că e ud. Fii atent. Eu sunt mare consumator de ton. Da.
Da. Ți-am zis? Îl bagi într-un cerap. Tai conserva. Da. O lași agățată într-un punct, da? Și apeși bine de tot capacul. Presezi tonul ăla și se scurge tot surplusul de apă, da? Și așa uscat pe urmă. Ei, la ton este obligatoriu la asta la conservă, dar încă o dată în suc propriu, nu ăla în ulei. Ăla în ulei nu e ce trebuie. Ăsta în suc propriu merge întotdeauna foarte bine cu maioneză. Și aici ungi tortilia cu maioneză, repet, nu în exces. Da. Ton, porumb dulce. Porumb dulce, da. Obligatoriu. Salata iceberg și eventual omniprezentul ardei. Vezi că ăsta e fără greș. Adică asta, rola cu ton este una dintre favoritele mele. Mi-imaginez. Și încă una cu care e cu maioneză, de fapt. Da. Înțeles? Deci, maioneză cu tortilia. Da, da, da. Așa. Da. Rola de fițe. Așa. Sunt de la Delaco foile alea de mozzarella, Frescarolo. Aia în zer. Da, le știu. Aia e exact ce trebuie. Poți să folosești și mozzarella da, în poți zer. Să pui un pesto deasupra. Da. Când o rulezi. Adevărat. Un pesto de busuioc frumos, cinstit și niște cu ceva nuci. Bun. E o variantă foarte bună. Eu m-am gândit la asta cu roșii uscate, pomodori secchi, hamon sau prosciutto crudo. Da? Și busuioc. Câteva frunze de busuioc, țaca, 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 întins. O rulezi, aia merge perfect. Mozzarella Frescarolo, asta e perfectă pentru așa ceva. Okay. Și toate astea le pui la rece, făcute, că fița e dacă ai musafir, faci câte una, două din fiecare. Le tai bucăți și le amesteci. Exact. Și faci platouri. Am eu o prietenă care ne face în mod uzual de astea și mereu poți să te joci, să faci fel de fel de... Și nu găsești două la fel. De variații. Ideea e să nu, să poți să te abții, să nu le mănânci înainte asta. Să le pui la rece. Și mănâncă invitații de plâng. Mănâncă tot și după aia. Da. Foarte bun. Bine. Și la final, tradiționalul... Poftă bună! Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust!